Nicolae Bordașiu, fie calea ușoară și primirea întregii lui Dumnezeu, așa cum îi se cuvine, între cei drept și bine plăcuți al lui Dumnezeu. Mulțumesc încă o dată! Vă mulțumim din suflet că ați fost în această seară cu noi și în mijlocul nostru. Vă mai așteptăm. Probabil și atunci când va apare și o altă carte, o altă lucrare, un volum. Vă așteptăm, deci, și duminica viitoare. Vom avea, probabil, ultima seară cu omiceasă din acest an, că peste două săptămâni se trebuie să fie catedrale, peste trei săptămâni ziua națională, în decembrie vin colindele, așa încât, duminica viitoare, vrem să evocăm pe Părintele Constantin Galeriu, pe Părintele Nicolae Bordașiu, pe făuritorii mari din împreună cu Părintele Profesor Vasile Corpă, împreună cu Părintele Bogdan Gădiță de la Trinitas, care va veni cu videoproiecții și cu DVD-uri tematice, în acest sens, și cu dumneavoastră care i-ați cunoscut, fie pe unul, fie pe celălalt, fie poate pe amândoi, veți putea interveni cu completări. Facem rugăciunea și apoi o să vă rugăm tot așa să așezăm scaunele la loc și să facem obișnuita fotografie de grup. Nu uitați de cărți și domnul Ciomescă vă poate oferi autograf. Cu toți, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu bine se poate vrea să te fericim pe tine, să poată Dumnezeu, cea pură, fericită și cea prea minunată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită de cherubimii și mai plăcută fără de asemenea de serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea mai adevărată Născătoare Dumnezeu de venit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și întregii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru numele Domnului Sfințite, Părintele, binecuvântați! Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și miluiește pe noi. Amin. Mulțumim din suflet, sper că v-a plăcut aici cu noi și deci vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Doamne, ajută!